Salutare, dragi prieteni! Astăzi trebuie să dai iarba asta și să duc la foc, acolo unde arde foc. Tăiem iarba. Trebuie tăiată. Focul meu arde de două zile. Da. Două zile și o noapte. Uite așa. Am echipat corespunzător pentru că dacă tot stau o leacă în soare, să nu mă bronzez cu mâneci. E mai multe trepte. Da. Dacă mult tare nu o să stau, pentru că am și treabă în casă. Dar cât stau, cât lucru acest, să fie toate planurile. Rezolvată treaba. Văd că aici crește niște iederă. De unde, de neunde s-a plantat singură iederă. Așa că o să o păstrez. Dar nu iederă, e din aia care vine pe vânt, nu știu cum se cheamă. Deci tăiem iarba, după care o cărăm la foc cu roaba. Cu roaba sau cu ciofida, cu roaba vine mie mai bine. Da, uite așa. Ei, băieți, voi, băieți, și pârâi spatele astea. Pârâi, schinarea asta, ce mă dăgurează. Uite așa. Ia să încercăm să punem o roabă. Parte din... Așa, să lăsăm sapa la umbră pentru că să să după aia tot să bag în apă, să asumăm. Iasă din coadă după aia. Așa că e problema. Sapa trebuie dus la umbră cât te plumbi de grea sau ești în pauză. Niște mici amănunte care dacă nu le știi, le înveți. Le înveți că le pățești. Da, asta e furca, furcoi, care nu știe, vă arăt eu, de tare știu, mă rog, atât cât știu, atât cât știu, cât nu mai învăț de la alții, că sunt o rușine să înveți, o rușine să înveți, o rușine să stai cu nasul pe sus, să dai mare, că tu știi că tu faci, că tu vrei, încolo, nimic în capul tău. Zic și eu așa, la modul general, cum să nu se ofenseze careva. Că n-am vorbit de cineva anume. Asta e tăiată mai de mult și a fost cap ierbuța asta, ierbușoara asta. Așa. E, și să mă spună cineva că oamenii de la țară nu fac mișcare. Deci 30 de curs până la televizor. Minim 30 de minute mișcare pe zi, dar apoi noi numai 30 de minute facem mișcare pe zi. Oare? Numai 30 de minute facem. Stai cu pământul două. Asta s-a luat. Cu cioate, ia. Cioată. Haide. E bună la grătar. Acum de faci. Dacă, mă rog, trebuie să fie bine. Să găsim de toate. Vreau să zic, dacă avem cu ce om face grătar. Dacă să găsesc, o să avem cu ce face. Grătărel. Da. Că noi nu facem gimnastică. Ia uite ce gimnastică facem. Cu roaba, cu furca, cu sapa. Ia uite. Ia.
care stați în casă, faceți gimnastica. Dezmorțiți-vă, măcar atât. Faceți exerciții de revigorare, de... De ce o fi? Nu mai stați așa amortiți la televizor. Televizorul vă bagă în speriet și nu vă învață nimic. Nu ne învață nimic concret și folositor. Mai nimic. De filme, de cultură, de știință, de business, de ce-o fi, care sunt menite să învețe lumea, nu au niciun, mă rog, sunt în scădere cu ratingul, cu alea, cu alea și nu. Na. Cum-i treaba cu astea? Așa că, ce să zic? Încerca să citiți o carte, învățați o limbă străină, nu știu. Tricotați cintura, mănuță, ceva, într-o iarnă sau o blăzită pe vară, proșetați lumeuri, nu știu. Învățați lucruri noi. Opa! Mă duc să duc la foc și după aia să continui. Oh, ia uite ce bine am să fac. Pinza vagoane. A fost vagoanele mele. La propriu. Oh, peiorativ. Da, da? Păi da? Ce să faci treaba? În curte, nu stă nimeni cu gura pe mine, cât fac, cât pot, dacă pot, dacă nu, nu. Asta e. Uite așa. Detest să stea cineva cu gura pe mine. De fapt, când dar mie dacă îmi spui, hai mai repede, hai, acum, hai, nu știu ce, să moaie picioarele și nu mai pot să fac nimic, adică are efect invers, așa că, dacă nu mă lași în ritmul meu, nu că nu vreau, dar nu, mi se taie tot, taie larul, taie efectul, taie plăcerea de a munci, de a mă exersa. Ia să mă duc sau umplut cu vânt. Duc acolo la foc și după aia vin și aduc alta. Se termină aici. Apoi termina, dacă nu, mă fer. Hai da! Hai că nu știu!
coliga în continuare și să continui. Oh, 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 a trecut timpul, bă, băieți, bă. Hai să nu vă plictisesc prea mult, mai. Să nu vă plictisesc prea mult cu mine, ce vă scântă păsările, ia. A? Mai vedeți sau ieși din cadru? Să fie ieșit în cadru. Bă, dar chiar și cu sapa mântă, dacă sunteți. Sau cu coada mântă, sau cu ceva. Încercați și faceți gimnastică. Așa. Înțelegeți? Ia. Chiar dacă mă vede lumea, asta e, să facă și ei. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Acum. Cât pot mai în spate, așa. Ei, după aia așa. 1, 2, spre în spate. Spre în spate. De când cu... de pe partea dorsală, după fese, 1, 2, 3, 4 și lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cum vă vine în cap? Deci, vorbim de la să combatem astea. Pentru mijloc și pentru colăcel. Așa, cât mai multe, începeți cu 10 pe zi, până ajungeți la 50, 60, 100, să vedeți că dă rezultate, mai ales genoflexiuni, ridicarea greutăților, o să văd, chiar dacă nu am greutățile aici, că am niște greutăți rămase pe la piciorul meu și ale mele, uite așa, sau luați niște pietroaie sau două sticle de apă pentru fortificarea mușchilor mâinilor. Deci nu sticle de jumătate de kilogram pentru prima fază. Da, sticle. Eu am două pietre obișnuite. Dar orice, orice. Două sticluțe cu apă. Așa. În toate direcțiile. Rotații. Cu mâna stânga, cu dreapta, rotația ale trunchiului, așa, pentru că aici unde doare spatele cel mai tare, aici, zona asta, toată porțiunea coloanei, și pentru că, indiferent că ești la lopată, sau ești la volan, sau ești în Parlamentul Europei, sau unde-i fi, spatele tot te doare, indiferent că stai pe scaun, sau că ești la roabă, ai dureri de spate continuu. Așa că ai grijă de spatele tău. Fă gimnastică câteva minute pe zi, nu mult. Și mult zică. Da, da. Nu. În perioada asta toată lumea are grădina. Nu toată lumea poate ieși afară. Nu poate ieși în parc, dar în casă. În casă, hai. Uite, uitați-vă la video ăsta. În fiecare dimineață, când hai să facem gimnastica împreună. Vedeți? Așa, ia să vedem dacă mai funcționează. Da, hai. Deci câteva minute. Prima dată, să zicem, 5 mișcări. Câte 5 dăm fiecare. După care, a doua dimineață, sau când vă treziți, 6, 7, măriți progresiv până ajungeți, treceți de 50, să zic. Se poate merge până la 100, dacă oamenii, dacă nu sunteți, n-aveți probleme cu inima. Dar până la 50 e cel mai bine, zic eu, pentru a vă menține în formă și pentru a nu obosi. Că și după perioada asta de gimnastică, să zicem, obosiți și ziua e mare și în loc să vă păstrați energia pentru toată ziua, ce facem, da? Câteva mișcări de gimnastică, cum v-am arătat. Așa, stânga, dreapta. Torsiuni, fandări, așa. Dar pentru picioare, și câte, și câte, și câte, și câte. Uite așa, cum fac eu. Da, măi. Hai, o zi bună, toate cele bune. Și păstrați-vă sănătatea. Nu mai luați medicamente. Vă spun o chestie care am auzit-o și eu, la alții.
sunt mai predispuși contactării virusului persoanele care iau medicamente zilnic, adică bolnavi de, nu știu, leucemii, diabet, toți cei care iau medicamente cu pumnul zilnic. Pentru că toți virusii și în special virusul de care e vorba, că ne bântuie, intră în reacție cu medicația. Chimicală cu chimicală, vă dați seama. Și uite așa se curăță lumea. Asta e hotărâtă de mai mari lumii. Acum, Dumnezeu sper să facă. Justiția divină funcționează. A funcționat, funcționează și va funcționa întotdeauna. Dar până la Dumnezeu, știți cum e? Cum se spune? Te mănâncă sfinții. Eu am încredere în justiția divină pentru că e cea mai în măsură să facă ce trebuie cu toată lumea. Alea la revedere, o zi bună și toate cele bune. Păstrați-vă sănătatea. Sănătate și virtute.